Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita noastră întâlnire de după amiază, aici pe televiziunea noastră favorită. De această dată ne aflăm în templul Taliei, în biroul de lucru al domnului director Cosmin Brehuță, din cadrul teatrului Elvira Godeanu din Târgu Jiu, un templu al artelor, un templu care și-a construit pas cu pas de-a lungul vremii un nume transformat în renume și iată, ne surprinde de fiecare dată cu noi inițiative care ne fac bucuroși să ne îndreptăm către acest edificiu de cultură care ne face viața mai frumoasă pe zi ce trece. Și iată că, deși abia debut de septembrie, domnul director Cosmin Brehuță ne surprinde plăcut cu încă un lucru frumos pentru noi gorjenii și târgujenii. Și nu numai, pentru că la Teatru Vin am observat și oameni care sunt în tranzit prin Târgu Jiu și vor să se bucure de spectacole de la Elvira Godeanu. Iată, cum spuneam, ne surprinde plăcut cu o stagiune în special pentru cei mici, care va debuta în acest weekend. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați primit în biroul noastră de lucru și dezvăluiți-ne tot ce se poate despre Mary Poppins. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru introducerea foarte frumoasă pe care ați făcut-o și asta cumva ne obligă să păstrăm standardele cel puțin așa cum a fost și până acum, dacă nu chiar să le creștem. În ceea ce privește acest debut de stagiune, ne pregătim de zor, acum doar ce s-a terminat repetiția, dar urmează alta, pentru debutul de stagiune pentru cei mici. Consider foarte un lucru foarte important ca aceste două categorii cumva distincte, dacă vorbim de public de maturi și de publicul matur și copii, să aibă parte de proiecte dedicate. Și tocmai de aceea debutăm în primul rând, o luăm în ordinea priorităților, cu cei mici, cu un spectacol pe care îl pregătim cu foarte, foarte multă muncă, mai ales că temperaturile de afară sunt un pic potrivnice și neașteptate cumva, dar colegii mei muncesc de zor, dansează, cântă, transpiră enorm de mult și descoperă ceea ce înseamnă bucuria lucrului cu un regizor nou, cu care acum ne întâlnim pentru prima dată și cu siguranță nu și pentru ultima, în ceea ce înseamnă un muzical pentru copii, un muzical live, cu toate ingredientele unui spectacol de succes. Și aici vorbim în primul rând de o poveste minunată pe care cu siguranță părinții, dacă nu și copiii, o știu foarte bine după ecranizarea celebră din anii 60, dacă nu greșesc. Și o ecranizare mai nouă, de acum un an jumate. De data aceasta avem o adaptare după scenariul lui P.L. Travers, în care regizorul Daniel Vulcu a împreunat, ca să spun așa, toate ingredientele de care are nevoie un spectacol de acest gen. Mălina Andrei semnează coreografia și chiar mă uitam la colegii mei ce tur de forță fac și chiar dacă poate fi considerat un spectacol de copii, vă asigur că nu e lipsit de performanță, atât din punct de vedere al interpretării muzicale, al jocului actoricesc, al poveștii, cât și al coreografiei. Adică lucru pe care l-ați dovedit de-a lungul vremii de când faceți spectacole pentru copii. Da, ne încercăm să ne ținem la standardele de performanță cele mai înalte și să fim competitivi, pentru că astăzi, din ce în ce mai mult, dacă ne uităm și pe la vecini, vedem că lucrurile au evoluat foarte mult și mă bucur că există tineri care să întărească rândurile colegilor noștri angajați, mă refer aici la tinerii noștri colaboratori, de un mare, mare talent care nu dezamăgesc așteptărilor pe care le am cumva de la ceea ce înseamnă tipologia actorului de astăzi. Și anume, vorbim aici de actorul total. Nu mai putem vorbi de o singură direcție pentru un actor astăzi, care să fie competitiv pe o piață deja sfocată. Și din fericire, Târgu Jiul, și spun asta din perspectiva didactică, unde am avut ocazia să mai lucrez cu elevi și în sau cu pretendenți la statutul de actor și în Constanța, în orașul meu de Bașnia, și în Satu Mare, un teatru prin care am mai trecut, atâta talent pe metru pătrat mai rar mi-a fost dat să găsesc și constat că elevii de ieri au devenit astăzi colegii noștri noi și mă bucură că
există atât de mult și mare potențial. Având o asemenea pepinieră și nouă ne greu câteodată să alegem care vor fi colegii noștri de mâine, în speranța în care vom avea ușor-ușor mai multe posturi pentru această categorie și, evident, schimbul de generații care se va face treptat. Acum, strict despre premieră, pot să vă spun că ne vom întâlni sâmbătă. Avem avantpremieră, numai că este deja acum casa închisă, așa cum am obișnuit și anul trecut, ea va fi jucată pentru copiii din centrele de plasament. A devenit deja un obicei pentru noi și ne bucurăm că putem să aducem un strop de bucurie acestor copii. Rămânând ca duminică, pe data de 8 septembrie, de la ora 12, să vă așteptăm la premiera oficială a acestui spectacol, iar în această lună ne vom mai întâlni încă o dată pe data de 15, adică săptămâna viitoare, tot duminică, tot de la ora 12. Tot cu Mary Poppins. Și, practic, vă pot spune deja programul, cel puțin, al spectacolilor de copii până la sfârșitul lunii. Vă rugăm. Peste încă o săptămână vom relua din stagiunea trecută și spectacolul Frumoasa din pădurea adormită, un spectacol în regia Mălinei Andrei, spectacol care deja a avut parte de o ieșire la Vâlcea, la festivalul de la Turda și suntem invitați și la festivalul Tragos de la Tulcea. Așa că îl pregătim și îl încălzim din nou pentru o nouă aventură, dar despre festivalul de la Tulcea vă voi vorbi imediat. Mai întâi să terminăm cu Mary Poppins. De fapt, cred că am și terminat cu Mary Poppins în mare. Nu vreau să dezvolui foarte multe. O să mai facem câteva postări. Distribuție v-aș ruga să ne vorbiți, pentru că sunt actorii de consacrație, actori care și-au dovedit viabilitatea și capacitatea de a pătrunde în pielea personajelor și a transforma pe copii părtași pentru câteva zeci de minute la acest frumos bas ferie. Vorbim aici de Mădălina Șobănuc, de Sorin Giurcă, Monica Sfetcu, Ana Marinescu, Iulian Marinescu, Mihai Rădulea, Adelina Puzdrea și Gia Enache. Dacă e să vorbim concret și pe distribuție, Mary Poppins va fi întruchipată de Mădălina Șobănuc, domnul Banks și doamna Banks, Sorin Giurcă și Monica Sfetcu. Jane, copiii și Michael vor fi interpretați de Iulian și Oana Marinescu, care deja sunt, pot spune, colaboratori de bază ai teatrului nostru și mă bucur că de fiecare dată, în momentul în care se face o distribuție, sunt printre primii selectați de către regizorii cu care urmează să colaborăm, ceea ce e încă o certitudine că avem potențialii viitori, exact, actori cu normă întreagă la teatrul Vai Godan. Exact. Mai vorbim aici de Adelina Puzdrea și Georgiana Neache, care vor interpreta mai multe personaje, pornind de la pinguini până la tot felul de animăluțe care apar în acest drum inițiatic pe care Mary Poppins îl face împreună cu acești copii, într-o poveste care practic ne duce pe foarte multe tărâmuri în care descoperim multe lucruri pe care cu siguranță majoritatea copiilor care vin la teatru le-au învățat și acasă, dar care au ocazia să le vadă într-o altă perspectivă și într-o cheie comică, muzicală și într-o formă cât se poate de plăcută, dacă vorbim și de coreografie. Cum se pot achiziționa bilete pentru acest început de stagiune la Teatrul Elvira Godanu, stagiunea pentru copii și tineret? Dacă vorbim de o modificare în ceea ce privește prețurile față de cele de anul trecut, singura pe care am operat-o pentru oferta din această stagiune este în ceea ce privește spectacolele de copii. Dacă anul trecut vorbeam de diferențe între maturi, adică maturii plăteau un preț mai mare decât copiii, anul să vorbim de un preț unic de 15 lei. N-am mai pus preț de premieră, cum se obișnuiește de obicei. Este un bilet general valabil, care spun eu că poate împăca ambele categorii de public și pentru spectatorii fideli avem și un abonament, abonamentul Ligia Tilici, care este și acesta simplificat față de cel de anul trecut. În abonament se regăsesc 10 căsuțe în care cu acesta pot veni spectatorii fie la 10 spectacole, dacă vorbim de un abonament pentru o persoană, fie pe acel abonament pot intra 2, 3,
4 persoane la același spectacol. Tocmai ca să simplificăm, prețul este de 100 de lei, dar cum spuneam mai devreme, pot fi vizionate ori 10 reprezentații, ori pot intra mai multe persoane și practic se economisește cam 5 lei la fiecare spectacol. Știu că nu se prea devolează, dar cu siguranță micuții sunt nerăbdători să afle cu ce spectacole veți mai bucura și dacă veți mai relua succesele din stagiunile trecute. Cu siguranță. Să vorbiți pe larg, pentru că știm cu toții că noi adulții suntem spectatori fideli, dar cei mai constanți dintre spectatori rămân micuții. Avem un echilibru aproape perfect, aș putea spune, în ceea ce privește oferta spectacolelor pentru copii în comparație cu cele pentru maturi. Dacă vorbim de premiere, ne raportăm în această stagiune clar la Mary Poppins, așa cum am spus mai devreme. Vorbim după aceea despre Hansel și Gretel. În luna ianuarie, ianuarie-februarie, depinde acum cât de asidu se va lucra și cât de bine vor merge repetițiile, rămânând ca în luna martie să ne întâlnim cu un basm. Aici n-aș vorbi neapărat de un spectacol doar sau eminamente doar pentru copii, pentru că tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, dacă e să-l analizăm și din punct de vedere filozofic, are foarte multe profunzimi și el așa și fost gândit deja în discuțiile pe care le-am avut cu regizorul Gavril Pinte, un mare om de teatru care mă bucur că a acceptat invitația noastră de a face acest spectacol. Clar că vorbim de o plajă de public foarte largă, de la copiii de grădință, evident că pentru ei va fi o variantă prescurtată, până la publicul matur. Va fi un spectacol pe care vom încerca să-l jucăm sâmbătă sau duminica după amiază spre seară, tocmai pentru a putea atrage publicul mixt. De fapt și duminica asistăm cam la același lucru, pentru că mă uit de foarte multe ori, avem mai mulți maturi în sală decât copii, vin cam doi părinți la un copil sau bunicul și bunica și mămica cu copilul sau doi copii, ceea ce ne bucură și atunci cu atât mai mult când văd bucuria de pe chipul părinților, mi-e clar că proiectele și spectacolele noastre nu se adresează doar copiilor, ci și celor maturi, dar în cazul de față, dacă vorbim de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, deja ușor, ușor se face trecerea spre un alt gen, mult mai, nu neapărat mai pretențios, cât cu o deschidere mai largă către toate categoriile de public. Un mesaj mai amplu, să-i spunem. Exact. Și îmi doresc pe viitor să putem aborda poate chiar spectacole de Broadway. Cum la o scară mai mică putem să vorbim și despre Mary Poppins, adică să ne bucurăm de acele spectacole ușor de văzut, dar greu de făcut, în care, așa cum spuneam și de actorii totali, toată lumea face performanță din act, din actul artistic, și asta cu siguranță ne va bucura foarte mult, pentru că mai ales în vremurile acestea pe care le trăim, avem foarte mare nevoie de poveste, de poveste spusă simplu, clar, frumos, pentru inima, sufletul și înțelegerea tuturora. Cum spunea Florin Piersic, în această perioadă în care schimbările ne iau prin surprindere, e bine să ne refugiem în povești și să ne găsim acolo energia cu care să luptăm cu o realitate care întotdeauna nu este din cele mai primitoare. Știu, dar tocmai de aceea avem nevoie de povești, de un pic de balsam pentru suflet și să avem credința că lucrurile se pot așeza, iar visele, să nu spun neapărat poveștile, pot deveni realitate. Și nu doar la teatru sau nu doar în basme, ci chiar și în realitate. Putem să pornim de la teatru visând și să ne transformăm visul într-o realitate. Cam ăsta ne e rolul în societate și încercăm să-l îndeplinim cât putem de bine. Când ne bucurăm de Hansel și Gretel, pentru că văd pe biroul dumneavoastră Hansel și Gretel, este o poveste care ne-a fermecat copilăria și care acum parcă este mai dorită ca niciodată de către tineri de generații. În luna ianuarie, poate început de februarie, tânăra regizoară Irina Zlate, cu care am avut ocazia să mă întâlnesc la un festival al tinerilor regizori de la Craiova. Este o regizoare care a montat și la opera comică pentru copii și m-a fermecat cu pofta, curiozitatea și tipul de abordare al acestui gen, care
paradoxal, din punctul meu de vedere, e mai pretențios decât cel pentru maturi. De ce? Pentru că atunci când avem de-a face cu copii în sală, mai ales astăzi, ținând cont că gadgeturile sunt la îndemâna lor și se descurcă mult mai bine decât noi pe ele, e foarte greu să le atragem atenția cu un spectacol, hai să spunem, clasic, și atunci automat aici vorbim de poate și de o tehnică multimedia care ușor-ușor se integreze în spectacolele de teatru. Practic, întrebarea de bază e cum îl mai ții astăzi pe copil, indiferent de vârstă, o oră în scaun, să stea cu minte și să fie atent la teatru. La dumneavoastră dețineți secretul acesta, secretul cifrului acestui suflet de copil, pentru că îi țineți și vin la teatru cu bucurie și aproape că nu aveți locuri să-i mulțumiți pe toți. Ce-i drept, cred că unul din ingredientele de bază, ceea ce nici televizorul, nici calculatorul sau telefonul nu poate oferi, e vorba de suflet. E ingredientul de bază, e întâlnirea care generează emoție de ambele părți. Fie că vorbim de actor care automat el inițiază și dăruiește la început emoție, stare, sentiment, gând, intenție, și automat spectatorul, fie el și copil, răspunde. Dar pentru asta e nevoie de o implicare poate mult mai energofagă decât cea la un spectacol pentru maturi, unde de bine de rău publicul din complezență te aplaudă, te felicită la final, chiar dacă poate ori n-a înțeles, ori nu i-a plăcut foarte tare, pentru că să recunoaștem, pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierdem destul de mult la capitolul sinceritate, devenim diplomați. Ori copilul nu are aceste concepte, tocmai de aceea pe el, dacă nu l-ai prins în primele minute, s-a dus și a luat telefonul sau pleacă sau adoarme sau începe să se joace și folosește imaginația tocmai pentru a umple acel gol de timp care poate îi se pare nu foarte interesant. Și tocmai de aceea actorii care joacă în spectacole de copii au o misiune foarte grea. Foarte, foarte grea. Chiar Stanislavski spunea, unul dintre mari moștri, da. Fie că vorbim de pedagogie, regie sau actorie, spunea că un spectacol de copii e ca unul de matur, dar jucat un pic mai bine, făcut un pic mai bine. Tocmai de aceea spun că nu-i la îndemâna oricui, fie că vorbim de regizori, fie că vorbim de actori. În ceea ce privește relorile din stagiunea... Asta vreau să vă întreb. Ce urmează să debuteze duminică, practic am păstrat majoritatea titlurilor din anii trecuți. Trebuie și enumerat. Pentru simplu motiv că am observat și am trecut, luând, de exemplu, un spectacol pe care îl jucăm deja de foarte mulți ani, Scufița Roșie, am avut surpriza anul trecut, punându-l la vânzare, la liber, să avem sală plină și biletele epuizate, în detrimentul altor spectacole care poate erau, să spunem, nu neapărat în premieră, dar la a cincea sau a șasea reprezentație. Și eu cu fiica mea de două l-am văzut. Și asta nu face decât să ne bucure și înseamnă că, e clar, generațiile se schimbă, apar noi copii și rezistența unui scenariu bun, unui text bun sau a unui joc de calitate automat aduce oamenii în sală, exact cum a spus și dumneavoastră, poate nu doar o dată, pentru că și noi jucăm în funcție de publicul pe care îl avem. Și ni s-a întâmplat asta chiar din, dacă e să pomenesc, din momentul în care am jucat prima dată în acest text, și anume la Satul Mare acum mulți ani, 12-13 ani, mai venea regizorul și ne spunea: vedeți că acum aveți mai mulți maturi în sală, deci accentuați mai mult anumite replici sau tocmai ca să dăm satisfacție tuturor spectatorilor care vin în sală. Și în general, așa cum ați observat, scriptul textului sau scenariul la film, textele dramatice pe care le avem răspund acestei necesități a unui public destul de larg, adică e povestea de bază pentru copii, dar putem vorbi și de foarte multe trimiteri la societatea sau relațiile din societatea contemporană. Nu tot timpul de bine, dar măcar e bine că le tratăm cu umor și sper să și învățăm ceva din ele. Și să-i punem pe cei mici în situația de a face o lume mai bună. Până la urmă, da, viitorul este al lor, noi doar încercăm să le așternem și să le măturăm cărarea. Deci,
Cam în ce perioadă putem vedea Frumoasa din Pădurea Adormit, Prostia Omenească, Muzicații din Brem, Petrică și Lupu, Punguța cu Doi Bani, Scufița Roșie, Domnul Goie, Popoza din Tei și Sânziana și Pepele. Pe întreaga perioadă a anului, așa cum v-am obișnuit și deja în ultimele două stagiuni, putem vorbi cu o ritmicitate de o dată la două săptămâni, dacă vorbim de spectacolele de duminică, de la ora 12, o dată la două săptămâni, adică de două ori pe lună, ne întâlnim cu titlurile pe care le-ați enumerat mai devreme. Pentru că tot suntem la un moment de bilanț, pentru că toamna, cu toții, în mod figurativ, numărăm bobocii, vreau să ne vorbiți despre Festivalul Național de Teatru Elvira Godeanu, un festival care a căpătat de la un an la altul substanță, a căpătat accente din ce în ce mai ample și care s-a dovedit un magnet pentru publicul nu numai din Gorj, ci și din țară. Da, anul acesta am schimbat un pic macazul și pot să spun că am găsit o nișă care deja ne-a localizat pe harta națională. Deocamdată sper să o extindem. Numai că aici e nevoie și de o susținere destul de sănătoasă pentru a putea tinde și către zona internațională. Și aici mă refer evident la finanțe, dar ca să nu intrăm în detalii care ne-ar putea întrista, trăgând așa o linie și văzând care a fost impactul festivalului din acest an, unde a fost la mare preț excelența feminină în teatru, adică practic acesta este drumul pe care ni l-am ales de acum încolo pentru acest festival, a avut un recul cât se poate de bun, și anume faptul că am descoperit în Târgu Jiu un public iubitor de teatru, și când spun de teatru mă refer la fenomen în primul rând, nu doar la spectacolele cu statutul de vedetă. Mi era teamă că nu există. Există. E clar că doar nu am știut noi să-l aducem către noi până acum și văzând în fiecare seară, fie că vorbim de teatru din Piatra Neamț, Oradea, Chișinău, toate teatrele care ne-au bucurat cu reprezentațiile lor, văzând reacții cât se poate de bune la spectacole de genuri diferite, cu distribuții destul de eterogene, poate, pe alocuri, m-am simțit ușurat văzând că există oameni cunoscători ai fenomenului și aici vorbesc nu doar de actorie, ci și de regie și de scenografie, oameni care au gustat și s-au bucurat în acele zile foarte, foarte tare de ceea ce înseamnă o sărbătoare, și anume festival. O sărbătoare cu tradiție. Da, putem spune de tradiție, pentru că vorbim în general de zilele Elvira Godeanu, în cadrul căreia s-a regăsit și festivalul Elvira Godeanu, prima ediție, festival concurs. Este adevărat că o să încercăm pe parcurs să dăm cumva și spectatorilor care își doresc mai mult spectacole din București această satisfacție, pentru că e normal să răspunzi nevoilor comunității. Numai că îmi doresc și o timp către o creștere a nivelului de percepție în ceea ce înseamnă teatru și în continuare invit pe cei care n-au avut curiozitatea după 26 de ani de când există Teatrul Dramatic Elvira Godeanu să vină să vadă și spectacolele de aici. Cred că nu mai sunt oameni care să nu fi venit, cel puțin din Gorj, am mai descoperit. Să se bucure de un spectacol. Am mai descoperit și tocmai de aceasta profit, de această ocazie pentru a le lansa această invitație, să aibă curajul și să calce pragul acestei instituții și evident să facă diferența. Pentru că, mă, cu toată lipsa de modestie, avem cu ce ne mândri. Lucru iată dovedit, pentru că la Târgu Jiu deja se face teatru profesionist, s-a trecut de vârsta unei maturități artistice și mai mult decât atât
ați dovedit și printr-un colectiv sudat, cu experiență și cu o abordare dramatică care răspunde necesităților unui spirit teatral care să facă o consonanță frumoasă între tradițiile românești ale actului artistic și deschiderea spre o modernitate și spre viitorul european. S-a clădit, zic eu, s-a clădit bine și aici, în primul rând, e meritul lui domnului Marian Negrescu și a întregii echipe care a pus umărul și a clădit cărămidă cu cărămidă tot ceea ce avem astăzi și ne bucurăm că avem, pentru că nu toate orașele se bucură de acest lucru. Important, iarăși, pentru noi a fost faptul că am avut foarte multe apariții în presa națională de specialitate. Cel puțin în ultimele trei numere ale revistei Teatru, azi, am apărut constant cu cronici semnate de mari voci ale teatrului românesc, de la Alexa Visarion, Ion Parhon și mulți, mulți alți critici, Oana Borș, care ne-au văzut. Ne-am bucurat anul trecut de vizita, pentru prima dată în istoria teatrului nostru, de vizita Comisiei Uniter, care evident, poate era mult prea mult să sperăm deja la un premiu, dar au venit, ne-au văzut și le-a plăcut foarte mult ceea ce se întâmplă la noi și sperăm ca și de acum încolo să răspundem acestor așteptări și să creștem nivelul. Spunem că mari actori ai scenei românești de teatru și film au venit să se bucure de sărbătoarea noastră a gorjenilor la Teatrul Via Godaun de-a lungul vremii și să amintim nume sonore care, din nefericire, au trecut într-o lume fără dor, Mircea Albulescu și mulți, mulți alții care au venit aici la dumneavoastră, la noi acasă, să spunem, și au confirmat, să spunem, o punte peste timp, o punte valorică, o punte care demonstrează încredere, demonstrează dorință de perfecțiune și demonstrează o realitate performantă a ceea ce se întâmplă. Adevărat, așa cum a spus, au trecut nume grele și cu siguranță vor mai trece. M-am referit la cel care mi-a oferit un interviu, eveniment, să spunem, de trei ediții, chiar aici, în foaierul dumneavoastră. Aici mai putem vorbi de Radu Belican, de Florin Piersic, nu vorbim doar de cei trecuți în neființă, ci și de cei care sunt încă printre noi. Din păcate, că tot am pomenit laureata din acest an a Premiului Național, Elvira Godeanu, pentru întreaga activitate, doamna regizoare Cătălina Buzoianu, după cum bine știm, ne-a părăsit de curând și mă bucur că am avut această întâlnire și Ilinca Tomoroveanu a fost Ilinca Tomoroveanu, da. Și a trecut mult prea devreme în această iarnă, în această vară. Ștefan Iordache, mulți, mulți actori, ei sunt și la propriu și la figurat pe pereții teatrului sau în pereții sau sunt convins că au lăsat o bucățică de suflet aici la noi. Spuneam Mircea Albulescu, ei sunt stele în lumina dimineții acestui teatru gorjean. Da, și un mare reper pentru noi și mă bucur că de fiecare dată în drum spre scenă, când trecem prin foyer, ne uităm la ei, îi vedem că sunt acolo și realizăm ce misiune, ce misie grea avem și tocmai de aceea încercăm să fim, să le călcăm pe urme, pe cât posibil. Chiar dacă vorbim nu neapărat de Buricul Târgului, de București, ci de un oraș de provincie, cum e Târgu Jiu, dar care cu siguranță poate să devină un ax important în teatrul românesc. Deja și-a construit, să spunem, piedestalul. Mulțumim. Maestru, domnule director, pentru că timpul zboară nedrept, de repede, și mai avem un minut și jumătate, vreau să ne spuneți când ne așteptați și pe noi adulții să ne bucurăm alături de noastră de noua stagiune la Elvira Godeanu. Pe data de 19-20 octombrie debutăm stagiunea și pentru maturi cu un spectacol cu un titlu extrem de sonor, Hamlet, în sos picant. O adaptare ușor comică. O adaptare în cheie parodică, da, celebrului text al lui William Shakespeare, semnat de Aldo Nicolai. Chiar mai devreme am vorbit cu traducătoarea și cu băiatul autorului, pentru că vorbim de Luca Nicolai, băiatul autorului. Aldo Nicolai s-a stins din viață în 2004, dar mă bucur că am reușit să
obținem drepturile de autor pentru acest text extrem de savuros și e clar că avem nevoie de comedie și mă bucur că regizorul mi-a propus un asemenea text pe care nu-l cunoșteam și împreună cu domnul secretar, cu Ion Cepoi, am hotărât că este cel mai potrivit pentru ceea ce înseamnă debutul stagiunii 2019-2020. El va fi regizat de domnul Aurel Palade și vă așteptăm cu mare drag la teatru. Încă două, trei titluri care deja ne-au deschis pofta de teatru. Putem să mai vorbim, dacă ne referim strict la premierele sau la titlurile noi pe care le vom avea în această stagiune. Avem a ne întâlni cu un spectacol semnat de Mălina Andrei și de către Radu Botar, intitulat Regăsire, care va fi prima dată, se va întâlni cu publicul sub egida Balului Teatrului, un eveniment care deja a ajuns la 8-a ediție, sper să nu greșesc, după care ne vom întâlni cu Tinerețe fără bătrânețe, cum spuneam, poate fi catalogată ca o premieră pentru publicul și pentru publicul matur. Transfer de personalitate, o altă premieră care de fapt este un spectacol care a câștigat festivalul, ediția festivalului pentru elevi Constantin Stancioviș Brăinșteanu din acest an, un spectacol al Colegiului Național Spiru Haret, care, așa cum am promis, a intrat în stagiunea teatrului, deci acești elevi vor fi actori cu acte în regulă în această stagiune, iar în debut sau spre debutul festivalului de anul viitor ne vom întâlni cu regizorul, cu Slava Sambriș, cu istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental de Matei Vișniec. Deja ne-ați incitat imaginația. Abia așteptăm să înceapă și stagiunea pentru adulți. Vom fi prezenți alături de cei mici și la stagiunea care debutează cu Mary Poppins. Maestru, domnule director, vă mulțumim pentru prezență, pentru găzduire în acest templu al artelor. Iar noi nu mai putem spune decât atât. Veniți la teatru, pentru că de aici viața poate fi mai frumoasă.